Prieteni, astăzi voi răspunde unei întrebări interesante. De ce a trebuit să moară Iisus pentru noi pe cruci? Dacă este o unealtă abominabilă a torturii, de ce o cinstim? Vedeți, noastră, crucea ca instrument de tortură inventat de persani, perfecționat de puterea romană, care în acea vreme stăpânea Țara Sfântă. Crucea, pe lângă violența ei, pe lângă cruzimea ei, trebuia să aducă cu sine și un soi de marte exemplu. Era de fapt o crucificare a cuiva, era o anumită declarație. Conținea în sine o anumită declarație. Însă, de ce a fost necesară mai întâi moartea Mântuitorului Hristos? Vedeți, moartea Mântuitorului Hristos este o moarte nedreaptă. Și în nedreptatea acestei morți stă învierea Lui. Sfântul Apostol Pavel ne spune într-una din epistolele lui că el, Dumnezeu fiind, n-a considerat un lucru de ocare să deșerte pe sine, să coboare, să-și ia chip de rob. Profeții Vechiului Testament îl descriu pe Mesia, cel care ia asupra sa păcatele lumii, îl descriu într-un chip foarte grafic, într-un mod foarte grafic. Este urât, este plin de răni, nu are un chip. El este cel care asumă asupra sa, își ia asupra sa, deșertându-se pe sine, deși Dumnezeu era Dumnezeu, deșertându-se pe sine, ia asupra sa urățenia păcatului. Pe cruce, Mântuitorul Hristos bate în cuie păcatul umanității. Și pentru că moartea lui, patima lui, moartea lui, pedeapsa lui nedreaptă, este nedreaptă, din acest motiv nu rămâne în mormânt, ci Tatăl îl ridică. De ce crucea, considerată un instrument al blestemului, că așa spune textul Scripturii, blestemat este tot cel atârnat pe lemn. Sfântul Apostol Pavel zice, pentru cei care nu cred, crucea este nebunie. Nebunia, echivalentul blestemului. Dar pentru cei care cred, crucea este, tot Sfântul Apostol Pavel zice, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Deci puterea lui Dumnezeu este în maxima lui smerenie. El se coboară, se deșartă pe sine. Deșartă pe sine, se golește pe sine de el. Și devine asemenea nouă. Acest lucru pe cruce ne arată puterea smereniei care mântuie. Motivul este crucificării, motivul morții lui pe cruce îndeplină smerenie. Nu există măsură în smerenie acolo. Este iubirea. Într-atât iubește Dumnezeu lumea încât îl dă pe Fiul Său. Citim în Evanghelia de la Ioan, arătându-ne prin patima, moartea și învierea lui, că iubirea lui Dumnezeu este cu mult mai puternică decât moartea. Moartea ca trecere, moartea lui Hristos pe cruce, conține în ea, are în ea germenii învierii. Moartea lui, coborârea lui în mormânt, conține pe cruce, conține premisele învierii noastre. Așa ne spune tot Sfântul Apostol Pavel, că el s-a făcut începătură a tuturor celor adormiți. Vom mai vorbi despre cruce, pentru că pentru noi cei ce credem, crucea este mărturisire. Pe curând, prieteni!